Îți vedea, este un invitat cu totul special. Urmează să vorbim despre rolul fizioterapiei în gestionarea afecțiunilor articulare la animale, alături de dr. Radu Mocanu. Vă salut pe această cale și mai ales pe acest micuț patruped. Vă salutăm pe amândoi, mai exact. Te salutăm, Radu. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Ce nou prieten avem la Unde Matinal. Și ce liniștit matinal. Este. I-am zis micuț, dar... Da, nu are emoții. Este micuț de vârstă. Are micuț, exact. Căpui. Ai puiuț! Dragul este, el. Este cățelul meu de suflet, prietenul meu, uneori și colegul meu. Uite, sa, când a auzit că ești prietenul da, de suflet... A, vrea să se exprime. Da, păpușe. Cum îl cheamă, Radu? Foarte expresiv. Îl cheamă Van Gogh. Ne place. Nu așa din când în când, Vincent. Strig guguță de obicei și mă strig așa. Astăzi vorbim despre fizioterapie. Despre fizioterapie și despre problemele articulațiilor pe care le întâlnim la animale. Cu precădere la câini și la pisici. Cu precădere la câini și la pisici, mult mai frecventă la câini și mult mai serioase la câini. Și ca să facem o introducere, cum ne dăm seama că există o problemă cu articulațiile? Cățelușul nostru încet nu se mai poate ridica cum trebuie, evită să facă anumite mișcări, arată semne de durere. Cred că și alunecă destul de des, nu? Vedem o sensibilitate. Da, și atunci trebuie un pic să ne îngrijorăm și să mergem la o vizită la medicul veterinar, unde un medic ortoped, după un consult, probabil o să facă și niște... imagistică, să vedem acolo ce se întâmplă. O să-i pun un diagnostic de artrită. Ce se întâmplă în artrite? Articulația, tot ce se întâmplă acolo interior, cartilajul, lichidul sinovial, osul, au de suferit niște procese degenerative care se vor complica. Noi spunem, nu tratăm artritele, le manageriem. Și odată pus acest diagnostic, și stabilită cauza artritei, ori a fost o artrită primară idiopatică, ori a fost secundară unui accidentări, eu știu, unei rupturi de ligament încrucișat, trecem mai departe la managementul problemei. Primul lucru, antiinflamatoriile nesteroidiene. Al doilea lucru, ce putem face, analgezice, și acestea vor urma pe termen lung. Acasă, aparținătorii vor evita să facă anumite mișcări, exerciții pe care le făceau în mod frecvent cu câinele, să protejăm cât mai mult, să inhibăm durerea aceea cât mai mult. Dar totuși, cum putem să oprim un câine? Că știm cu toții că în momentul în care, sau poate asta se întâmplă mai des la pisici decât la câini, dar în momentul în care o pisică, sau cred că și un câine are o anumită activitate pe care îi place să o facă, în momentul ăla e greu să-l oprești tu, să-i spui tu nu mai face asta, nu mai sări, chiar să nu mai da. El chiar să mă înțeleagă, să mă asculte și să nu mai facă treaba asta. Așa e. Și oamenii se confruntă foarte des cu problema asta, mai ales că imediat după tratament ei nu mai simt așa de mult durerea, se diminuează disconfortul și atunci ar vrea să facă lucruri pe care le făceau înainte. Putem să evităm un pic cu dresaj, îl ținem dintr-o lesă scurtă, unii vor trebui ajutați, eu știu, cu hamuri, cu... Putem, în principiu, din dresaj. Din dresaj vom micșora plimbările, joacă cu alți câini, mișcările bruște se interzic cu desăvârșire și în urma tratamentului cu analgezice, oricum ei devin ceva mai calm. Se poate manageria. Și ce putem face în plus ca să-i ajutăm? Fizioterapie, unde, din nou, un câine mai ales obez, care pune foarte multă greutate pe articulațiile, solicită foarte mult. Noi facem hidroterapie, băgăm într-un bazin cu apă. Am mai văzut acele exerciții cu cățeluși, exact, și cu pisici, cum dau ei așa din răbuțe și sunt ținuți. Cum reacționează la astfel de fiecare hidroterapie? Are personalitatea lui, dar majoritatea acceptă foarte bine apa și faptul că se mișcă ceva pe sub ei, banda aceea. Valabil și la pisici sau doar la câini? Avem și pisici, dar... La pisici cred că e un pic mai... E o luptă un pic, poate, câteodată, sau... Da, din fericire, pisicile au mai puțină nevoie de asta. Majoritatea pacienților sunt câini. Și atunci nevoia de exercițiu îl împlinim prin
aceste jențe de hidroterapie în care în apă, în sfârșit, își pot mișca articulațiile complet și cu mult mai puțină durere și facem în același timp un exercițiu controlat. Și ni se întind toți mușchii, cum e exact, în general. Exact, prevenim atrofia musculară și... Dar sunt foarte curioasă, spre exemplu, la pisici, dacă auzim că le troznesc articulațiile, da, asta este un semn că urmează să se întâmple ceva? Sau... Da, să spunești că nu neapărat bătrâne, nu sunt neapărat niște bătrâne, tineri foarte în vârstă. Tinere și le troznesc articulațiile în momentul care... La piciorușe. Când auzi că depinde cum se așează sau cum le iei în brațe sau cum aleargă. Sau, na. Frecvent la pisicile bătrâne sunt. Întâmplă, dar este un semn de îngrijorare. Adică în momentul în care cartilajul acela care tapetează osul se degradează și începe osul cu osul să se atingă, sunt niște dureri foarte prea, sunt niște semne. Și așa îți poți da seama și când truznește. Da, se face un consult ortopedic unde prin niște mișcări de flexie-extensie se judecă niște unghiuri articulare și, pe urmă, prin urma unui examen radiologic, se poate confirma sau nu. Iar în cazul lui, ne poți spune ceva? Suferă și el de anumite afecțiuni? Adică e un exemplu? Dacă am putea să exemplificăm, nu mi-aș dori, dar dacă avem cum să exemplificăm, poate ne spui câte ceva? El e încă tânăr, este adoptat, așa că nu-i cunosc părinții, nu-i cunosc istoricul, nu știu ce gene sunt pe acolo care ar putea determina ceva. O genă bună este că e foarte frumos. Da. Așa din afară, da, se prezintă impecabil, se comportă impecabil și sperăm noi să nu aibă probleme. Și eu sper la fel, dar câinii mari, într-adevăr, sunt ridică ceva mai multe probleme decât... Că ei înșiși sunt mai grei și pun o mai mare presiune pe articulații. Ei înșiși sunt mai grei și anumite rase tot din taliile de talie mare sunt predispuse la displazii de șold și atunci se produce un efect în lanț pe care nu ne-l dorim. Da. Dificil. Dificil când avem probleme, din păcate, da, astfel de probleme pentru animalele noastre. Cum ar trebui să se comporte stăpânii, oare, Radu? Ar trebui, în primul rând... Adică cum îi ajutăm? Nu neapărat că îi ducem la fizioterapie, bineînțeles. Asta facem pentru că ne iubim animalele și vrem să crească sănătos. Dar cum... Mă gândesc că și alimentația trebuie să fie diferită. Și mai mult de atât, cum ne comportăm noi, emoțional, să spun așa, cu animalele noastre de companie? Da, este foarte important, pentru că primul lucru pe care ar trebui să îl facă aparținător este să nu intre în panică, să se aștepte la o perioadă mai lungă în care trebuie să aibă ceva mai multă grijă și să se pregătească emoțional, în sensul în care nu e sfârșitul lumii, tratament există, nutriția va trebui schimbată. Acasă pot face, eu îi îndrum mereu și le arăt ce fel de exerciții, masaje să facă, să mențină mobilitatea cea articulară. Costurile nu sunt chiar atât de mari. Ar trebui să pur și simplu să se gândească la un prieten care are nevoie de, acum, mai mult decât orice, de ajutorul lor și nu e un capăt de lume. O întrebare. Uleiul de somon ajută ca prevenție? Și unde poate la ceva care favorizează producția de colagen ca să-i ajute la articulații? Studiile privind suplimentele sunt încă neclare, dar în artrite ajută foarte mult acizii grași. Așa că, da. Deci uleiul de somon ajută. 3, da. Ajută. Cam în tot. Pentru ei ajută cel puțin. În tot. N-are ce să le facă. N-are ce să le facă. Rău. Până la urmă. Mulțumim frumos, Radu, pentru toate informațiile și da. Te mai rugăm să mai stai un pic aici alături de noi. Nu pleca nu cu pleca, el. Nu pleca, pentru pleca. Pentru prezență, pentru companie. Da. Dragi prieteni, iată, cum putem să facem...